Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem primul episod de pe acest canal care are în titlu Supraviețuim 100 de zile în Minecraft 1.12.2 modat chiar de mine. O să vă las linkul modului în descriere odată ce va fi preluat de moderator și văzut de ei. Ziua 1. Mi-am creat lumea nouă care de acum o vom folosi până la sfârșitul acestei serii, care deocamdată m-am gândit să nu fie hardcore pentru a nu muri ca un deștept ce sunt eu, pentru că dacă vă gândiți, Minecraft-ul modat este destul de greu de jucat fără chiar și pe Survivor. Minecraft-ul modat este destul de greu, mai ales la ce moduri am adăugat eu, așa că o să încerc de bine pot eu să joc acest mod, chiar că e creat de mine. Eu am pus moduri care am crezut eu că o să fie mai faine. Haideți să începem. Am intrat pe lume și tocmai am văzut că am skin-ul greșit pentru că m-am jucat un server de Fallout. Ai fi mare. Să tăiem un copac pentru că e puțin mai altfel acest modpack și după cum vedeți avem apă, avem mai multe, e puțin mai greu de jucat. Și avem o hartă, avem niște, cred că ne ajung de atât, avem niște materiale sandiu, avem niște cărticele aici, foarte frumoase, foarte, foarte bune. Mi-am făcut un crafting table și l-am pus jos ca să îmi pot face un pickaxe. După ce mi-am făcut pichetul, m-am gândit că ar fi o idee foarte bună, pentru că eu nu sunt genul ăla care s-ar duce după un munte, așa că am început să dau în dirt-ul ăsta până am ajuns la stone. După ce am ajuns la stone, am început să minez, ceea ce a luat ceva timp, mai ales pentru că acest modpack este unul mai complex și trebuie să iei toate itemele de jos cu right-click. Așa că dacă o să luați și voi modpack-ul când apare, acum știți că trebuie să dați right click ca să luați iteme și trebuie să fiți la o anumită distanță de itemul respectiv dacă vreți să-l luați. Așa că eu vă spun că ar fi mai bine să vă duceți într-un, la un munte sau ceva, dar asta depinde unde vă spawnați. Tot în ziua 1 am găsit și niște oițe și a trebuit să fac un sacrificiu foarte mare ca să le omor, din păcate, pentru că îmi trebuie ca să fac un pat. Ăștia animăluțe noi și ăsta era lem, așa că n-am putut să-mi fac un pat din prima zi și a trebuit să mai caut pentru lună. Tot mergeam și credeam că nu o să mai găsesc o oaie și când m-am uitat în ăsta mea am găsit o bucată de lână care probabil era lăsată de la o oaie moartă care a fost omorâtă de un lup. Așa că eu, bucuros, vai de capul meu, mi-am luat crafting table-ul, făcut patul și eram pregătit să dorm în doar. A început foarte bine cu un furnace făcând iron, ca după aceea să-mi pun mâncarea la făcut, de aceea eram foarte fericit că doar din prima zi am putut să culeg 15 bucăți de iron și când mi se făcea iron-ul am mers puțin în explorare ca să găsesc un mic lăcuț de apă ca să pot să dau din el. Care să se facă iron-ul acela care nu mai puteam să-l aștept să se facă pentru că caracterul meu murea de foame, am mers să not puțin. Și ca să vă arăt că s-au importat animațiile din 1.13, puțin mai rare, ce pot să zic, dar asta este, s-au importat aici în 1.12 ca să puteți să aveți o experiență cât mai plăcută. Mi s-a puțin, puțin iron, dar mi-am dat seama că ar trebui mai întâi să-mi pun mâncarea, pentru că altfel voi muri. Și până mi se făcea mâncarea acolo, eu am decis să-mi fac un pickaxe și să aștept pentru următorul iron care va veni. Toate bucățică de mâncare am băgat în gură și eram deja pregătit să merg, dar am zis să se fac și tot ironul și toată mâncarea ca să nu mai așteptăm după. După ce mi s-a făcut ironul, mi-am făcut niște botoșei de iron, o sabie, un pickaxe și mi-am făcut chiar și un shield de iron.
Nu credeți că arată cool? Acest mod este de la Spartan Shields, nu știu cine l-a făcut, dar chiar îmi mulțumesc, chiar arată foarte fain. Și eram pregătit de o nouă zi care va fi imediat. Poate nu prea s-a întâmplat multe, deoarece pur și simplu vreau să caut un loc de bază și am mers în continuu pentru a găsi cel mai bun loc ca să ne facem cea mai măreață bază de pe această lume. Ziua 4 am găsit un loc de bază. Mi se părea foarte plin de viață. Erau foarte multe animale, foarte mulți copaci și chiar stăteam pe o rocă. Simțeam că ăsta e visul meu de bază. Ziua 5. Am început să-mi fac bază. Știam că va fi o primejdie pe undeva pe aici. Știam că cineva va mă ataca, dar nu știam cine. Pur și simplu eram doar surprins că încă cineva nu m-a atacat. Încă n-am găsit mulți deocamdată, dar chiar îmi se frică pentru că nu știu ce s-ar putea întâmpla. Am făcut casa aici, pe deal, pentru că mi se părea puțin mai avantajos pentru a vedea niște mobi care ar veni din depărtare. Am decis baza mea să nu fie foarte mare pentru că mai nu vreau să fie într-un fel din turn care să nu fie foarte mare. Și aici nu știu ce s-a întâmplat, dar că zic eu tot și mi-am dat seama că era tot de la un mod și m-am enervat puțin și a trebuit să reconstruiesc. Am continuat să îmi strâng toate lucrurile. Și la un moment dat m-am gândit dacă ăsta va fi locul perfect de a sta. Pentru că nu eram sigur dacă aici ar fi un loc foarte bun. Nu părea cel mai bun loc, dar părea destul de promițător. Când am construit baza acestei case, am transformat toate locurile în oak planks și am început să îmi înconjur baza cu aceste plank-uri pentru a face un turn cât de cât bun. Am terminat cu casa ziua 7. M-am pregătit să mă duc să fac o mină pentru că am crezut că fără mină nu puteam să fac ceva pentru că ne trebuia iron și mi-am spus să facem o mină fix în loc casă. Și am minat până am ajuns la stone. După aceea m-am gândit că nu prea cred că ne va ajuta neapărat acum mina, ci cât ne va ajuta exploratul, pentru că noi nu prea știm zona, așa că m-am răzgândit și am mers la explorat. Am uitat mai înainte și am văzut acest copac extrem de mare și am zis nu se poate, trebuie să verific așa ceva și am văzut mai mult și am zis a, ok. Și mi-am dat seama că de fapt sunt ceva brazi foarte mari. Mi-am zis că e ok, nu e nimic. M-am dus în pădurea apropiată de casa noastră. Am avut puțin lag și am zis că, na, ce s-ar putea întâmpla? Nu s-a întâmplat nimic. Credeam că o să dau de mob, credeam că o să dau de ceva hostile. N-am dat de nimic, băieți. Deci de nimic. Am mers în continuu. Am văzut copacul acela. Am văzut copacul acela, am zis că nu mai place explorarea și pur și simplu am stat în casă pentru o zi întreagă. Doar ca să nu se întâmple ceva, pentru că probabil modul ăsta are foarte mulți hostile mobs și am zis că nu e de nimeni și am stat în casă toată această zi făcând nimic, doar de frică. Ziua 8. Am zis să nu vă arăt totul pentru că pur și simplu am minat pentru a găsi ceva, dar din păcate nu am găsit nimic. M-am oprit la un moment dat din minat doar pentru că nu mai aveam torse și nu am stat AFK din păcate făcând nimic pentru că trebuia să fac ceva și am uitat că am jocul pornit, așa că GG's. Ziua 10, probabil ultimul din acest episod pe care îl vedeți acum. Am văzut primii mobi care... Nu credeam că o să apară pe acest lume, dar nu credeam că o să apară mob, pentru că nu i-am văzut deloc și sunt totuși pe normal. Și am zis că sunt prea bun la jocul ăsta și m-am dus să bat cei doi creeperi. Scutul meu este foarte, foarte bun și de la primul creeper nu mi-a luat deloc damage. Și m-am dus să mai bat niște zombie. Sunt foarte fericit că am făcut deja level 4, suntem în... Am descoperit clipul ăsta și ceva numit root, care l-am distrus... care măcar nu știam ce e, dar pur și simplu l-am distrus. Ne uităm încolo pe hartă, ar trebui să fie foarte mulți mobi, așa că eu nu am mers acolo de frică și pentru că nu aveam mai nimic pe mine și chiar nu vreau să mor.
După ce am văzut zombie aia și credeam că sunt altceva și mă speriesem pentru câteva secunde, dar după aceea mi-am dat seama că nu e ceea ce credeam eu. Am câteva secunde, am mai mers puțin pe aici pentru că n-a fost deloc. Am găsit foarte mult porcuși, ceea ce nu prea avea sens să fie, mai ales pe aici. Și am văzut inevitabil un slime albastru foarte mare. Nu înțelegeam ce face aici. Nu înțelegeam ce vrea să facă aici. Am văzut pe hartă foarte multe chestii colorate și am zis că nu mă duc acolo și am văzut și de slime pentru că probabil mă putea bate foarte ușor, mai ales din cauza mărimii lui. Am mai mers puțin la explorare și am găsit mai multe roți de astea și primele mele găini. Pur și simplu chestiile astea arată, uitați-vă și voi la ele, uitați ce cute sunt. Am mers în continuare și am văzut pădurea care am văzut-o acum o zi. Și am mers înapoi acasă văzând că n-aș avea altceva de făcut.